Deci servesc cu apă, cu o bere, cu ceva? O apă, că sunt cu mașină. Ok, ok, ok. Ia. Deci, ce mai faci? Adică ce anume vrei acum de la mine? Când nu m-am mai sunat de 3 ani zile. Vrei să-ți împrumut cu bani sau ceva anume, nu? Păi uite ce să fac, am o veste mare să-ți dau. A, da? Da, bineînțeles că ai o veste, că altfel durea în cur de mine. Ce veste? Deci fii atent. Mă însori. Te însori? Wow, felicitări! Eram sigur că ai interes la mine. Da, și aș fi onorat dacă ai putea să vii și tu. Vai, mersi de invitație. Și cum ziceam, bani împrumut. Ai nevoie să te împrumut cu bani. Dar cine e norocoasa? Adică inconștient, dacă sigur nu știi toate apucăturile. O cheamă Mirela și lucrează în informatică. Da? Foarte tare. Tot ce l-are care este la calculator, cine altcineva să uite la tine. Da, e și instructor auto de motociclete. Ah, ce tare! Inconștientă, bineînțeles, că altfel nu se uita la tine, nu? Da, când v-ați cunoscut? Acum 3 ani pe litoral. Cred că erai și tu acolo, dacă ți-am amintești. Ah, ce tare! Mirela, tipa aia de pintural, nu? Ai zis și că vrei să-i curși cu ea și nu mai sune? Ah, uite că ai sunat. Ce prost ești. Da, e super fata, abia aștept să o cunoști. Da, da, și eu! Că din cât îmi amintesc, băieții deja au cunoscut-o. Da, și nunta o să aibă loc pe 27 septembrie. Ok, ne-am întors la nuntă. Ce e frumos. Nu mă bun să caut bilete de avion spre Grecia în perioada aia. Și o să avem vreo 400 de invitați. Mamă mia, da, ai ceva, prieteni. 400 de invitați, de invitat îi invist, dar să vedem cât o să fie prezența acolo. Da, deja ne-am uitat după muzică și o să fie o formație super tare. Ia uzi. Lasă-mă să-i zicesc. Are un nume de la super original, de gen recital band sau inedit band sau ceva de ăsta foarte, foarte spectaculos, nu? Chiar solistul e fost prieten cu tata de facultate. Mamă mie. Da, hai povestește încă cătul care nu mă interesează. Și la meniu am vorbit cu un bucătar specializat pe meniuri. Foarte frumos. Adică fonfleuri umflate la preț, nu? Da, dar am avut noroc, sincer, că s-a eliberat odată, că altfel nu cred că o puteam face așa de scurt. Bravo, să știi că chiar ești norocos. Așa crezi tu că s-o eliberat, dar ce niștii de când plănuiești de către asta? Și chiar am vorbit cu socrii și cu părinții și am mai putea avea o pereche de nași. Da, să nu îndrăznești. Nici să nu-ți treacă prin cap. Și am fi onorat dacă tu și cu Anisia... Vai, bă, mersi că te-ai gândit la noi, dar noi nu mai suntem un cuplu de foarte mult timp. Nici măcar ta nu știi că nu mai suntem împreună de când n-am mai vorbit. Puteai să dai și tu un telefon. A, serios? Pare rău. Na, asta e. Dar normal că-ți pare rău, că acum trebuie să cauți alți fraieri pe post de naș. Păi și chiar nu mai există nicio cale să vă împăcați până la nuntă. O să încercăm. Hai că deja ești nesimțit. Dar ca idei de rezervă să cauți o altă pereche din naș. Da, las asta cu nunta. Zi-mi tu ce mai faci. Păi foarte bine, na, cu munca acasă, n-a știi cum e. Că acum numai de asta nu mai pot să mă întrebi tu ce mai fac. Că... Da, mă bucur. Deci tu nimic, prietenă, logodnic, nimic? Ca să venim și noi la nuntă după. Nu, nu, singur acum. Și chiar dacă eram, îți dai seama că nu te chemam, că ultima nuntă la care ai fost, te-am văzut la Ionel și te-ai îmbătat și ai stricat nunta. Chiar, apropo de nuntă, îți mai amintești nunta lui Ionel? Da, eu da. Tu sigur nu ți-o mai amintești la cât de beat erai. Păi nu cred că mai țin minte. Mai bine. Păi de ce, s-a întâmplat ceva acolo? Bă, nu neapărat, dar au fost așa. Erai așa de beat, erai să te bați cu nașii, să furi mirile, vrei să pleci cu mașina să dai peste invitați. A fost frumos. A, chiar pe Ionel să sunt, că nu l-am invitat. Da, neapărat ar trebui să-l inviți. Cred că îți dă foc la cort la cât diferit ce l-ai făcut atunci. Da, deci e data 27, așa rămâne. Da, da, clar, am reținut, mersi de invitații, dar hai să te conduc, vrei? Deci 27 am reținut, da? Da, 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 27 și confirmare până pe 25 august. Perfect, perfect, am ținut minte. Ok, bine, mersi. Hai, las. Da, Anisia. Bine, bine, pe acasă. Bă, bine că ai fost la unghii azi, că dacă erai acasă o puneam niște cheltuieli serioase, zic sincer. Știu când avem bani, dar zic, din nevoie, pe 26 septembrie trebuie să mergem până în Grecia. Crede-mă, e cea mai ieftină opțiune, ascultă la mine.